Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni. Haideți să vă arăt ce v-a ieșit aici la Gemeni. V-a ieșit crengile aici sus. V-a ieșit crengile întoarse. Care înseamnă ceva la crim, ceva jignire, care vă aduce cineva uh, nefericire, dar nu este ceva grav, nu este o problemă mare în viața dumneavoastră asta. Veți trece peste ușor. doar că veți fi mai supărați, mai vulnerabili. Aici va ieșit ursul care înseamnă uh, că veți primi ceea ce doriți, dar nu în viitorul apropiat, poate să dureze mai mult de 6 luni, poate dura. Uh, să nu vă descurajați pentru că aveți totul de partea dumneavoastră ca să fie bine. Ca să nu aveți probleme sau și să vă împliniți ce vă doriți. Dar nu acum, imediat. Asta spune ursul. Așa. Apoi va mai ieșit aici soarele. Îl vedeți aici soarele. Soarele a, arată imediat pe două săptămâni, șase luni. Căldura și ce vă doriți o găsiți în dumneavoastră, deci nu în afară. Nu, să nu vă uitați în afară, în jur, să vă facă cineva fericit sau să vă iubească. Totul este în dumneavoastră. Poate sunteți într-o greutate, aveți nevoie de ajutor. Uh, nu vă ajută nimeni, pot, poate că nu, nu pot să vă ajute sau nu vor să vă ajute. Dar nu aveți nevoie de ajutorul la nimeni și vă puteți rezolva singur problemele. Poate într-o căsătorie, într-un serviciu. Da. Depinde ce problemă aveți. V-a mai ieșit aici, mai jos, calul. Calul aici. Îl vedeți pe negru, aici. Calul. Calul înseamnă. Nu este o carterea. Imediat, o săptămână. O lună. Uh, ba da, este ceva că poate fi ceva foarte bun sau foarte rău. Uh, poate să fie un divorț, o căsătorie, un copil, uh, concediere. Uh. Și arată că această experiență vă va schimba viața total. Vă veți simți puțin neîmpliniți. Sau vă veți simți foarte fericiți. Depinde ce se întâmplă. Da. Dar poate fi și ceva... Poate să însemne calul ăsta, nu pentru dumneavoastră, dar și ceva din afara dumneavoastră, economic, în, uh, ca și când... Uh, ceva se întâmplă în afară, evenimente care uh, economice sau război sau da, deci uh, sau cu tremur sau ceva ce vă traumatizează. Ce vă da? Aha. Apoi aici. Apare aici cuțitul. Cuțitul înseamnă uh, că cineva vă, tot așa, într-o lună, două săptămâni, o lună, mândria vă va fi rănită. Cineva vă critică la serviciu, în comunitate. Da, de să nu vă nu prea aveți încredere ce vă spune această persoană. Da? Puteți să ascultați ce spune și... Dar mai poate să însemne să nu fiți invitați undeva, dar veți învăța din această experiență. Arată că nu puteți face nimic pentru asta, să schimbați situația. Aici mai jos, nu pot să ridic asta. Va ieșit șoriceii întorși. Înseamnă imediat, cam o săptămână, două săptămâni, o lună. Uh, veți pierde ceva și nu veți mai putea recupera. Aici este vorba despre ceva material, un obiect, ceva... Poate fi de valoare sau poate să nu aibă valoare. Uh puteți uh, recupera. Un articol, ceva ce este, vă este furat sau pierdut. Da? Așa. Mai sus aici va ieși șarpele. Aici șarpele. Șarpele înseamnă, iarăși, o lună, șase luni. Cineva vă vorbește fru, uh, urât, urât. o persoană rea ce vă vorbește urât. Nu neapărat că e rea, dar în, în, ați în contact cu această persoană și o să fiți într-o stare proastă, într-o stare rea, pentru că vă vorbește urât. Da. Mm, și... Poate pentru o perioadă că această experiență o să vă dea. vă da seama că puteți să vă îmbunătățiți, să nu mai luați în seamă ce spune unul și altul. Că este o persoană veninoasă care trebuie vindecată acea persoană. <laughs> și să um, să evitați să vă certați cu această persoană. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.